implicație într-un fel sau în altul. Ne bucurăm să fim împreună și să apreciem educația, să învățăm despre educație și, de ce nu, să fim mai educați. Este ziua școlii, 26 ianuarie, ziua școlii gimnaziale Velica Moldovan și am dorit ca să punctăm lucrul acesta, iar în introducerea acestui program, după ce am auzit povestea pentru copii, după ce i-am auzit cum cântă atât de frumos, vreau să vă prezint câteva date care vorbesc despre filozofie, despre fundament, despre ceea ce se întâmplă în școala Velica Moldovan. Sunt cuvinte puține, sau am încercat ca în cât mai puține cuvinte să spun cât mai mult. Astăzi vorbim despre educație în Biserica Adventistă, pentru că Dumnezeu a zis, din toate instituțiile din lumea noastră, școala este cea mai importantă. Și pentru că am înțeles lucrul acesta, promovăm educația, promovăm educația sănătoasă, educația morală, educația creștinească. Biserica Adventistă de ziua 7 a început chiar din primii ani, prin pionierii ei, să instituie școli creștine. De la începutul și până în prezent, opera adventistă în câmpul educativ s-a dezvoltat și s-a răspândit, numărând astăzi în total peste 7800 de școli de toate gradele, de la cele materne, primare, secundare, până la colegii și universități, care sunt peste 100. Biserica Adventistă din România a înființat prima școală primară la începutul secolului 20. În Constanța. Odată cu nașterea primei comunități adventiste în Constanța, formată cu o preponderență de nemți, a fost înființată și prima școală adventistă din România. Existența acesteia a fost doar de câțiva ani. S-a stins odată cu plecarea populației germane din această zonă. Ceea ce este interesant, că în anul 1913, comunitatea adventistă din Constanța însuma un număr de 37 de nemți. Iar școala primară de aici înregistra un număr de 20 de elevi. După 100 de ani, visul pionierilor adventiști din Constanța a fost reatins. În anul 2006, un grup de credincioși adventiști au plănuit și început activitatea educațională printr-un centru de zi cu program de grădiniță. A fost un început firav, dar lucrurile s-au dezvoltat, iar din 2009, visul unei instituții începe să prindă contur. S-a înființat, sau a fost înființată, Asociația Școala Velica Moldovan, care s-a ocupat de dezvoltarea acestui proiect. De ce Velica Moldovan? Cine a fost? A fost pastor, profesor la Institutul Teologic Adventist din București și autor a mai multor lucrări și seminare de profundă valoare. A fost vocea care s-a ridicat cu puternică autoritate divină, dar și scolastică, în România comunistă. Curăția sa morală, dragostea de cuvânt, cunoaștere și cercetare, pasiunea pentru mântuirea oamenilor și interesul pentru nevoile oamenilor și mai ales al lăsatelor tineri, face din Velica Moldovan un model și o imagine a școlii gimnaziale Velica Moldovan din Constanța. Așa cum am spus, din anul 2009, visul unei instituții de învățământ începe să prindă contur. A fost înființată Asociația Școala Velica Moldovan în 2009, iar în 2010 a fost obținută autorizarea de funcționare din partea Ministerului pentru nivelul primar al școlii. În 2011 a fost obținută autorizarea pentru nivelul preșcolar. În 2015 a fost obținută autorizația pentru nivelul gimnazial al școlii. Iar în 2016 vorbim de acreditarea nivelului primar. Am primit acreditarea din partea Ministerului pentru nivelul primar al școlii Velica Moldovan. Școala astăzi, dacă ar fi să vorbim în cifre, avem trei niveluri de învățământ, preșcolar, primar și gimnazial. Sunt 9 clase care au 70 de copii. Echipa școlii gimnaziale Velica Moldovan este un colectiv unit care, prin devotament și continuă dorință de creștere și dezvoltare, face ca numele școlii noastre să fie pronunțat cu respect. Inspecțiile,
Concursurile și activitățile la care se implică ilustrează astăzi ceva din ceea ce cândva, câțiva tineri dovedeau în Imperiul Babilonian, conform cărții Daniel din Biblie. Multă și mai multă înțelepciune. Acțiunile școlii. Copiii școlii sunt implicați în multiple activități. Copiii sunt implicați nu doar în programe intelectuale, ci și în activități și proiecte ce urmăresc dezvoltarea lor pe plan spiritual, fizic și emoțional. Sunt implicați. Toți copiii fac muzică, corală, mulți dintre ei și instrumentală, vioară, pian. Sunt implicați în, și puși în contact cu multe instituții ale statului, să se familiarizeze cu ele. Sunt cursuri pregătire minimă, medicală, sport, teatru, concursuri, limbi străine, engleză, intensiv, germană. Prin acțiunile și programele pe care le promovează școala gimnazială Mitru Moldovan, începe să aibă din ce în ce mai multe vizibilitate, atât în rândul instituțiilor din oraș, cât și în rândul societății constanțene. Închei scurta prezentare cu un nou citat despre care se poate spune că Dumnezeu a zis. În sensul cel mai înalt. Lucrarea de educație. Nu mă lasă să citesc pasajul acesta. În sensul cel mai înalt, lucrarea de educație și lucrarea de răscumpărare sunt una. Pentru că nici în educație, nici în răscumpărare, nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Iisus Hristos. Școala Mitru Moldovan promovează valori din dorința de a construi caractere atât pentru pământul acesta, cât și pentru Împărăția lui Dumnezeu.